Spitalele oltene se confruntă cu o creștere a cazurilor de pacienți care au nevoie de transfuzie de sânge. Scăderea numărului de donatori din cauza coronavirusului a făcut ca solicitările să fie onorate cu dificultate. Pentru ca situația să se normalizeze, autoritățile medicale au făcut apel la olteni să se prezinte pentru a dona sânge. Este nevoie clar de sânge și nu este nevoie că stocurile s-ar fi diminuat, ci dimpotrivă. Adresabilitatea în ultima perioadă datorită scăderii numărului de cazuri de COVID și faptul că am început să internăm pacienți cât mai mulți non-COVID, adresabilitatea a crescut. Automat, numărul de intervenții chirurgicale, numărul de pacienți cu patologie oncologică, cu anemii severe, este unul în creștere. Tocmai de aceea nevoia de sânge este una din ce în ce mai mare, tocmai de aceea am rugat populația să vină într-un ajutorul Spitalului Județean de Urgență Slatina și să meargă să doneze, pentru că numai și numai așa vom reuși să salvăm toți pacienții care se adresează spitalului. Am făcut apel de câteva săptămâni și pentru că din cauza pandemiei și ulterior și a persoanelor care se vaccinează, adică procesului de vaccinare, numărul donatorilor a scăzut dramatic. Noi, ca să supraviețuim, în sensul că să ne onorăm comenzile către spital și către județele din jur, ne-ar fi util un număr de donari, de donări de, să zicem, 30 de donări, 40 de donări pe zi. Aveam zile succesive când numărul persoanelor erau 10-15 maxim. Oamenii în uniformă au fost primii donatori care au răspuns pozitiv apelurilor făcute de unitățile medicale. Zeci de jandarmi și polițiști s-au prezentat în ultimele zile pentru a dona sânge. De ce ați venit astăzi să donați sânge? Pentru că este o campanie pentru donat sânge. Cetățenii au nevoie de ajutor. Noi trebuie să fim alături de ei și la bine și la rău. Ce să? Ați mai făcut? Am mai donat sânge pentru că îmi place să ajut. Gestul ăsta de altruism față de semenii noștri ar trebui să fie cât mai dese și să încerce să ne unească. Viața e destul de dificilă, după cum vedem, și noi trăim vremuri grele, iar unitatea dintre oameni ar trebui să primeze. Și de această dată, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Olt s-au mobilizat pentru a dona sânge la inițiativa Spitalului Județean de Urgență Slatina, care a făcut apel la donatori. Noi, polițiștii, am răspuns prezent de fiecare dată. De această dată avem peste 30 de polițiști care sunt prezenți pentru a dona sânge. Donăm pentru salvarea vieții oamenilor, pacienților care se află în momentul de față internați la Spitalul Slatina. Donarea de sânge este benefică și pentru persoanele care aleg să vină în sprijinul semenilor. Specialiștii spun că astfel ei sunt mai puține expuși riscului de infarct și accident cerebral. E foarte bine pentru organismul respectiv. Donarea de sânge face foarte bine. Adică fluidifică sângele, crește imunitatea organismului, se împiedică formarea de cheaguri, de trombi, care apoi duc la accidente vasculare cerebrale, infarct de miocard. Sunt foarte multe avantaje pentru donatorul de sânge. Plus faptul că primești o zi liberă și niște bonuri. Centrul de transfuzii sanguine Olt asigură sângele necesar pentru transfuziile realizate pacienților din spitalele din județ, dar răspunde pozitiv și solicitărilor venite de la spitalele din județele vecine. Cea mai mare cerere este pentru sângele din grupa A2 pozitiv.